Slavă lui Dumnezeu pentru toate și bine v-am regăsit, iubiți telespectatori. Este darul lui Dumnezeu, acela de a trăi, dar este darul lui Dumnezeu și acela de a trăi după voia Lui. Dumnezeu ne creează după un set de reguli care este precizat în Sfânta Scriptură și în învățătura Bisericii. Regulile acestea țin de curăție sufletească și trupească, regulile acestea țin de bun simț, regulile acestea țin de dialog permanent cu Dumnezeu și de dialog frumos cu semenii. Dacă nu respectăm aceste lucruri, Dumnezeu ne lasă, ne îngăduie, dar nu înseamnă că se bucură și nu înseamnă că noi vom fi vreodată fericiți. Pentru că nu putem fi fericiți făcând rele. Nu putem fi fericiți făcând altceva decât Dumnezeu a rânduit pentru noi. Ca și la mașină. Mașina nu merge bine dacă în loc de benzină băgăm motorină sau în loc de ulei băgăm oțet. Nu merge bine, se strică. Așa și noi, atâta vreme cât facem voia lui Dumnezeu, vom trăi bine, vom trăi liniștiți, indiferent că vor mai fi greutăți, dar le vom duce ușor. Dacă nu vom trăi după voia lui Dumnezeu, vom trăi abia suflând după o zi pe alta, adică din greu. Este foarte important să fim cu Dumnezeu, pentru că dacă suntem cu Dumnezeu, suntem cu Cel mai tare. Suntem cu Cel care ne-a creat, care ne susține și care ne salvează, ne mântuiește din orice situație, atât cu trupul, cât și cu sufletul nostru mai ales. Și iată că Sfinții ne oferă prilejul de a observa cum i-a ajutat pe ei și cum au răspuns ei la chemarea lui Dumnezeu. Pe 3 aprilie, de pildă, prăznuim pe Sfântul Nichita Mărturisitorul, care era și el din Bitinia, adică de lângă Istanbul, de lângă strântoarea Dardanele. A făcut studii, a fost pe rând monah, apoi ieromonah, preot și chiar stareț, iar pentru aceasta s-a înduhovnicit și a mărturisit credința nu doar fraților săi călugări, ci și tuturor celor care veneau la mănăstire și tuturor celor pe care îi întâlnea atunci când avea o treabă de făcut în altă parte. Bineînțeles că susținerea credinței celei drepte nu era aceeași în toată împărăția. De multe ori împărații, ca și conducătorii de astăzi, susțin diverse credințe. Și în funcție de cât orgolioși, cât de orgolioși erau, se și comportau ca atare. Astfel că mulți împărați au fost iconoclaști, adică luptători împotriva sfintelor icoane, luptători împotriva ortodoxiei celei drepte. Și nici Sfântul Nichita Mărturisitorul n-a scăpat de această prigoană, dar după ce a fost închis o bună vreme, s-a retras în pusnicie și acolo a trecut la cele veșnice, dând slavă lui Dumnezeu, pentru că a putut și el să sufere ceva pentru Domnul nostru Iisus Hristos, Cel care stă în răstignire și în înviere permanentă pentru noi. Și sfintele sale moaște au fost descoperite ca mari vindecătoare de boli. Și tot pe 3 aprilie prăznuim pe unul dintre sfinții la care se face referire în mod deosebit în acest an bisericesc în Patriarhia Română, și anume Sfântul Iosif Imnograful. Este vorba despre sfinții care au compus slujbele bisericii. Sfântul Iosif Imnograful a fost din Sicilia, din sudul Italiei, dar pentru că faptul că acolo s-a pornit o prigoană împotriva credinței, părinții Platon și Agatia au considerat că este bine să meargă în Peloponez, în sudul Greciei. Și asta pentru că acolo încă nu ajunseseră turcii. Și mergând în
sudul Greciei, a intrat în mănăstirea La Thomas, mănăstirea închinată Sfântului Toma, Sfântul Apostol Toma. A fost prieten cu Sfântul Grigorie de Capolitul, Sfântul pe care îl avem și noi în țara noastră la mănăstirea Bistrița Vâlcii. Și au fost foarte apropiați unul de celălalt, au mers împreună la Constantinopol și aici s-a pornit iarăși prigoană împotriva Sfintelor icoane, datorită faptului că împăratul Leon Armeanul era și el iconoclas și pe la 815 a fost prins de soldați în momentul în care se îndrepta spre Roma ca să mărturisească acolo ceea ce se întâmplă la Constantinopol. Și soldații l-au dus în insula Creta, în Marea Mediterană, și după ce a scăpat și de această închisoare pentru credință, în momentul în care a venit alt împărat care i-a eliberat din închisoare, a intrat în posesia unei părți din moaștere Sfântului Apostol Bartolomeu și în cinstea lui a ridicat o mănăstire, așezând Sfintele Moaște spre închinarea tuturor, pentru că i-a pus Sfântul Apostol Bartolomeu într-un vis, i-a pus Evanghelia pe piept și astfel a primit binecuvântare de la Dumnezeu prin Sfântul Bartolomeu să înceapă să vestească cuvântul Evangheliei și prin cântările bisericii. Și astfel a început să compună texte și melodii pentru a fi interpretate în biserică și să știți că foarte multe din slujbele vechi, din textele vechi ale slujbelor bisericii sunt alcătuite de către sfântul acesta Iosif Imnograful. În cele din urmă a fost exilat pentru câțiva ani, unde credeți? În localitatea Cherson, adică unde se dau acum lupte acolo în Crimea. Și după ce a scăpat și de acest exil și a revenit la Constantinopol, acolo a fost numit Mare Ecleziarh, cum am spune noi astăzi, Schievofilax era numele pe vremea respectivă, adică cel care se îngrija de obiectele de cult din Catedrala Sfânta Sofia de la Constantinopol. Și cântând lui Dumnezeu, atât în inima sa, cât și la strana bisericii și punând la dispoziția bisericii texte minunate, a trecut la cele veșnice în anul 833. Este frumos să observăm că între sfinții bisericii avem oameni de toate categoriile sociale. Au fost și curelari, oameni care aveau un meșteșug, au fost și soldați, au fost și juriști, au fost și oameni de stat, au fost și împărați, au fost și preoți, au fost și călugări, au fost și familii, au fost și casnice, dar au fost și femei nobile. Din toate categoriile sociale și din toate neamurile, Dumnezeu ne așteaptă să facem voia Lui acolo unde ne aflăm. Pe 4 aprilie îl prăznuim pe sfinții Agatopod, diaconul, și Teodul, citețul. Unul era mai tânăr, celălalt era mai în vârstă și slujeau în Tesalonic, în nordul Greciei, dar pentru faptul că n-au vrut să se închine idolilor, ci au vrut să-L cinstească pe Dumnezeu până la capăt, au fost înnecați în mare și moaștele lor au apărut apoi la țărm și au fost vindecate, iar în momentul în care erau duși cu corabia mai în larg pentru a fi aruncați acolo în valuri, atunci s-au bucurat și s-au rugat lui Dumnezeu să le dea putere să rabde și acest botez al doilea pentru iertarea păcatelor lor și spre slava lui Dumnezeu. Prin urmare, întotdeauna să ne gândim la Dumnezeu. Doamne, ce vrei Tu cu mine, aceea să se facă. Doamne, ajută-mă să împlinesc voia Ta,
să o cunosc, să o înțeleg și să împlinesc voia ta. Sfinții ne dau acest exemplu. Iar noi, dacă vrem să mergem în rai, trebuie să fim cât mai aproape de sfințenie. Pe 5 aprilie prăznuim pe Sfânta Teodora din Tesalonic. Iată, săptămâna trecută am prăznuit pe Sfânta Matrona din Tesalonic. Acum prăznuim pe Sfânta Teodora din Tesalonic, împreună cu fica ei. Sfintele acestea au fost din Egina, din insula Sfântului Nectarie. Părinții ei se numeau Antonie și Hrisanta. A fost căsătorită pentru o vreme și a avut o fică pe care a crescut-o în credința creștină, așa cu mare atenție. A rânduit Bunul Dumnezeu ca această fetiță a ei să fie foarte evlavioasă și să intre în mănăstire. Și după ce a rămas văduvă, a intrat în mănăstire și Sfânta Teodora. Iar acolo, pentru faptul că stăteau în aceeași chilie și se ajutau una pe alta, stareța a considerat că este bine să le dea o lecție deosebită. Și anume să nu care cumva să stea în mănăstire ca și în familia acasă, ci aici să treacă la o nouă etapă duhovnicească mai înaltă. Și de aceea le-a dat canon să nu mai vorbească nimic una cu alta. Și Sfânta Teodora, împreună cu fata ei, deși stăteau în aceeași chilie, deși își făceau rânduiala și ajutau la slujbe și la treburi și la toate cele, nu au mai vorbit vreme de 15 ani. Niciun cuvânt. Iar ascultarea aceasta au făcut-o pentru ca să se învețe să vorbească mai mult cu Dumnezeu decât una cu alta. Au respectat ceea ce le-a învățat stareța lor. Și bine le-a prins. După ce Sfânta Teodora a îmbătrânit și a ajuns la pat, în momentul acela stareța l-a dezlegat acest canon, această rânduială și au putut să mai vorbească pentru strictul necesar pe care l-aveau și să se îmbărbăteze. Și după aceea Sfânta Teodora a trecut la cele veșnice. Ceea ce este important să observăm este că după câțiva ani a murit și stareța. Și au căutat-o în groape datorită spațiului foarte mic pe care l-aveau acolo la morminte, cât mai aproape de mormântul Sfintei Teodora. Și când au săpat, chiar au dat și de moaștere Sfintei Teodora. Și mare minune s-a produs, pentru că nu era loc suficient să fie băgată stareța în poziție dreaptă, așa, motiv pentru care Sfânta Teodora s-a mișcat și s-a tras pe sine pe rână ca să lasă loc mai mult stareței în groapa respectivă. Deci după ani de zile de când era trecută la cele veșnice, Dumnezeu a dat putere Sfintei Teodora și nu numai au mai fost multe casuri, Sfânta Eufimia, de exemplu, Sfântul Ioan Gură de Aur și mulți alții au mai primit astfel de putere ca după moartea lor să își miște corpul la o nevoie deosebită. Și astfel Sfânta Teodora s-a dat într-o parte și a lăsat să fie așezată în groapă, cum se cuvine, stareța pe care a ascultat-o cu mult drag. Și noi să facem ascultare de toate cele bune. Totodată prăznuim tot pe 5 aprilie și pe Sfinții Teodora Fecioara și Didim Ostașul. Sfânta Teodora era ca o floare de curată și de frumoasă și pentru credința ei cea mare către Dumnezeu a fost închisă în închisoare câteva zile, după care ce s-au gândit prigonitorii, au dat-o într-un bordel ca să fie batjocorită. Și aflând de această treabă, Didim, care era ostaș înascuns, ostaș creștin ascuns, adică nu și arătase încă credința pe față,
a mers acolo ca și când el ar vrea să fie primul dintre cei care o necinstesc. Și odată intrat la Sfânta Teodora, să vedeți ce lucrare deosebită a făcut. A rogat-o să se îmbrace cu hainele lui, să ia toate hainele lui de ostaș și să plece. Ca și când ar fi fost el. Și el a rămas acolo în locul ei. Și când au venit alții ca să intre la Sfânta Teodora și să o batjocorească, în momentul acela au dat de didim și au zis, ce minune mai poate fi aceasta? Dumnezeul acesta creștin chiar poate să schimbe femeia în bărbat? Cum este aceasta? La care didim le-a spus, nu, eu sunt didim, iar ea este acum departe și nu mai este în mâinile voastre. Lăsați-o pe ea și luați-mă pe mine și mă prigoniți. Și astfel el a fost băgat la închisoare, a fost schinjuit și a fost condamnat nu doar să îi se taie capul, ci capul acela să fie apoi topit în foc. Atât de înrăiți au fost prigonitorii respectivi pe gestul Sfântului Didim. Dar el, iată, și-a pus viața pentru aproapele lui. Și-a pus viața pentru această tânără fecioară și a primit cununa lui Dumnezeu repede, dar este cununa cea mai statornică, pentru că nu se mai pierde niciodată. Pe 6 aprilie prăznuim pe Sfântul Eutihie, Patriarhul Constantinopolului. A mai fost un patriarh cu numele acesta Eutihie, dar acela a fost eretic. A fost întemeitorul ereziei eutihianismului, care spunea că Dumnezeu nu are decât o singură ființă. Dar acest Sfânt Eutihie, patriarh al Constantinopolului, este cu totul altul. În joacă, când era copil, chiar și-au adus aminte cei de o seamă cu el că el și-a ales să fie în rolul de patriarh în momentul în care se jucau pe stradă unii cu ceilalți. Și iată că peste ani el a ajuns patriarh, dar cum? El era puznic și a devenit chiar stareț al mănăstirii din Amasia și a fost trimis de episcopul lui ca reprezentant la sinodul 5 ecumenic de la Constantinopol din anul 553. Și la acest sinod a fost extrem de apreciat datorită cuvintelor pe care le-a adresat în favoarea dreptei credințe. Era atunci mare discuție împotriva mai multor erezii și Sfântul Eutihie al Constantinopolului le-a pus la punct cu mare, mare credință, dar și cu mare știință. Se poate observa tot ceea ce a spus el într-o carte numită Istoria Bisericii Universale. Cine dorește să aprofundeze acest lucru sau, bineînțeles, și pe internet. Și datorită faptului că a fost apreciat, patriarhul Mina a spus împăratului că dacă el va muri în curând, să îl pună în postul de patriarh pe acest Eutihie. Dintre toți reprezentanții acestui sinod, și nu au fost puțini, au fost 600 și ceva de reprezentanții acolo, episcop, preot și diaconi, iată că Sfântul Eutihie al Constantinopolului s-a remarcat cel mai mult și într-adevăr a fost 12 ani patriarh, dar venind alt împărat cu alte concepții, a fost 12 ani și prin exil. Și după aceea, revenind din exil, a mai fost puțin pe scaunul de patriarh și a trecut la cele veșnici în anul 582. Sfântul Eutih este, prin urmare, unul dintre apărătorii dreptei credințe și, totodată, mare rugător pentru toți cei care nu înțeleg cuvântul lui Dumnezeu. Să pomenim și pe sfinții în ajutor. Sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu, nu sunt ei Dumnezeu. Sunt prietenii lui Dumnezeu și ne pot ajuta să fim și noi mai aproape de Dumnezeu.
tot pe 6 aprilie prăznuim și pe Sfântul Irineu de Sirmium. Sirmium este o localitate din apropierea Belgradului de astăzi. Și în această localitate el a fost episcop și era și căsătorit, pentru că la începutul bisericii, până prin anii 300 și apoi chiar 400, o parte din episcopi erau și căsătoriți. Comunitățile erau mai mici și puteau să facă față. Dați-vă seama că erau unii dintre episcopi care păstoreau peste atâți oameni cât sunt astăzi într-o parohie. Da? Nu erau ca astăzi doar un episcop într-un județ, ci erau episcopi și în cetățile mici, în comune, în localitățile mai mărunte. Și atunci nu erau foarte mulți oameni creștini, o bună parte erau încă păgâni. Și de aceea puteau și episcopii căsătoriți să aibă grijă de comunitate. În momentul în care s-a înmulțit numărul creștinilor și a trebuit să fie foarte mulți plecați de acasă, episcopii, ca să aibă grijă de oameni pe distanțe mai mari, în momentul acela s-a luat hotărârea ca episcopul să fie doar călugăr, să nu mai fie căsătorit, pentru că nu mai trebuie să ajungă neapărat la ora de să ducă copilul la muzică sau să-l ducă la dansuri sau să-l ducă nu știu unde sau să fie și cu soția la masă sau să meargă și la nu știu ce nuntă sau să meargă și nu știu unde, pentru că nu mai are treburi de genul acesta. Și de aceea s-a modificat între timp, pe la anii 300, la Sinodul I Ecumenic, această lucrare. Dar Sfântul Irineu era încă înainte de Sinodul I Ecumenic, înainte de anul 325, el a murit în anul 304, pentru faptul că, susținând credința creștină, și el a fost prins, și el a fost bătut și întemnițat și în cele din urmă a fost condamnat să fie înnecat în râul Sava. A fost și însulițat și apoi înnecat în râul Sava, râul care trece prin Serbia, râul principal al sârbilor, care se varsă apoi în Dunăre. Sfântul Grigorie Sinaitul este prăznuit tot pe 6 aprilie. Lucrările lui le găsim în Filocalia 7, în Filocalia numărul 7. La 1280 s-a născut el în Zmirna, în Turcia de astăzi, și a dorit de mic să urmeze viața călugărească. A mers în multe mănăstiri, a viețuit ani de zile în fiecare mănăstire în parte, atât în Palestina, apoi în Sinai și, bineînțeles, a ajuns chiar și în părțile Bulgariei, deci aproape de noi, și în Muntele Athos. Iar ceea ce el ne pune la inimă este metoda prin care să putem dobândi mai ușor rugăciunea inimii. El o detaliază și se prezintă în această lucrare, Filocalia 7, ceea ce ne spune, dar pe scurt este faptul că și trupul trebuie să participe la rugăciunea inimii, prin controlarea respirației, adică, așa cum ne explica și Părintele Teofil Pârian de la Sâmbăta de Sus, să zicem cuvântul Doamne, în momentul în care nici nu expirăm, nici nu expirăm. După expirare, prin urmare. Adică după ce a ieșit aerul din nările noastre. Apoi să spunem, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, când inspirăm, și să spunem, miluiește-mă pe mine păcătosul sau păcătoasa, când expirăm. Și să facem lucrarea aceasta, pentru că dacă lăsăm respirația după ritmul ei și rugăciunea după alt ritm, respirația invită trupul la o anumită stare, iar rugăciunea invită trupul la altă stare și nu pot fi puse în acord. Dar dacă controlăm respirația cu rugăciunea, apoi mai ușor se adună toată mintea noastră la Dumnezeu. Iar pentru ca să meargă rugăciunea din minte chiar în inimă, Sfântul Grigorie Sinaitul menționează ca
monahul sau creștinul care dorește să avanseze pe această rugăciune să stea cu capul aplecat înspre inimă și să facă această rugăciune cu insistență și controlându-și respirația. Și chiar dacă va simți împunsătură sau durere, să reziste și să ajungă la dobândirea dulceții rugăciunii, la dobândirea plăcerii de a ne ruga permanent. Ei bine, toată această lucrare se detaliază în această filocalie 7 și iată-l că prăznuim pe Sfântul Grigorie Sinaitul pe 6 aprilie. Iar pe 7 aprilie prăznuim pe Sfântul Mucenic Caliopie, numele pe care îl poartă și Părintele Vican al eparhiei noastre, căruia îi spunem pe această cale la mulți ani. Sfântul Mucenic Caliopie a fost fiu de senator, un fiu care avea, prin urmare, acces pe vremea respectivă, nu doar la o funcție importantă, ci și la școli înalte. Pentru că în vechime nu puteau să facă școală decât cei care aveau bani foarte mulți. Cei care nu aveau bani nu puteau să-și trimită copiii în alte țări la școală. Și după ce a studiat atât în Perga Pamfiliei, în Asia Mică, acolo de unde se trăgea, dar și în alte locuri, a plecat cu mama lui din cauza prigoanei creștine ca să viețuiască în alte cetăți. Dar între timp a fost prins pentru dreapta credință. Și ca să vedeți ce s-a întâmplat aici, extraordinar comportament din partea unei mame creștine cu adevărat. A fost prins pentru credință, prin urmare, și condamnat să fie răstignit. Și atunci mama lui s-a dus și a dat călăului bani pentru, ce credeți, ca să-l salveze pe fiul ei? Nu. A dat călăului bani ca să nu fie răstignit ca Mântuitorul, ci să fie răstignit cu capul în jos. A fost, așa cum a fost răstignit și Sfântul Apostol Petru, special pentru ca să nu fie răstignit așa cum a fost răstignit împăratul cerului și al pământului, pentru că nu se socoteau vrednici să fie răstigniți ca și Domnul nostru Iisus Hristos. Am mai observat acest comportament și la mama Sfintelor Agapis Pistis și Elpis, Sfânta Sofia. Am mai observat acest comportament și la mama unuia dintre soldații, dintre cei 40 de mucenici care l-a dus pe fiul ei să fie și el ars împreună cu frații lui de suferință. Și în multe alte cazuri s-a întâmplat această situație, ca adevăratele mame creștine să nu dorească salvarea de moment a copiilor lor, ci să-i încurajeze să reziste oricăror prigoane și oricăror boli și totodată să nu întrerupă cu nimic această lucrare de prigoană, ci să îi ajute pe copiilor să ajungă la mucenicie, la sfințenia lui Dumnezeu. Și prăznuim, prin urmare, pe lângă Sfântul Caliopie, în data de 7 aprilie, și pe Sfânta Achilina, o sfântă din Palestina de numai 10 ani, o sfântă foarte evlavioasă. Sfânta aceasta a pătimit mult de la cei răi pentru faptul că răspundea într-un mod foarte, foarte deștept, într-un mod foarte inteligent, într-un mod foarte precis, prin cuvinte din Sfânta Scriptură și prin învățăturile bisericii, celor care aruncau înjosiri, atât asupra credinței, atât asupra lui Dumnezeu, atât asupra bisericii, cât și asupra ei. Și pentru răspunsurile ei foarte clare, deși avea doar 10 ani, repet,
a fost mult schinjuită și aruncată și ea pe o groapă de gunoi. Dar Dumnezeu a rânduit ca ea să își revină din această letargie aproape de moarte, practic să fie înviată prin îngerul său minunat. Și când au văzut-o din nou, au rămas uimiți prigonitorii, a fost iar bătută până la moarte. I s-a tăiat chiar și capul după moarte și din capul ei n-a mai curs sânge, ci a curs lapte, semn al faptului că Dumnezeu atât de mult a iubit-o încât deja își arată puterea pe care i-a dat-o, puterea de a rezista prigoanelor, și iată și semnul că a ajuns la Dumnezeu. În tot timpul când se fac astfel de minuni, se duce gândul nostru și la faptul că Dumnezeu a promis și evreilor că vor merge în pământul unde curge miere și lapte, adică în pământul care arăta pe pământ modul în care ar fi și raiul din ceruri. Dumnezeu ne arată prin semne în toată vremea. Doar că raiul din ceruri este mult mai frumos și mult mai bogat și mult mai deosebit decât orice frumusețe pământească. Sfânta Achilina, prin urmare, a rezistat acestor prigoane, deși era copilă, ci a iubit mai mult pe Dumnezeu decât prietenii de joacă, decât familia, decât școala, decât viitorul, decât în orice vreți dumneavoastră. Și noi să ne străduim, să ne educăm copiii, spunându-le mereu să-L iubească pe Dumnezeu mai mult decât pe noi ca părinți, pe bunici, decât pe oricine, pentru că Dumnezeu este mai valoros decât suntem noi. Pe 8 aprilie prăznuim pe Sfinții Apostoli, ucenici ai Sfântului Apostol Pavel, pe Sfinții Irodion, Agav și Ruf. Irodion a fost chiar rudă cu Sfântul Apostol Pavel și episcop de Neopatia, că și a pătimit după ce a propovăduit credința creștină, fiind decapitat la Roma în aceea zi cu răstignirea Sfântului Apostol Petru. Sfântul Agav a fost proroc, unul dintre prorocii Noului Testament, este menționat în Cartea Faptele Sfinților Apostoli din Noul Testament și a profețit prima dată o foamete mare care s-a întâmplat pe vremea împăratului Claudiu, și apoi a profețit Sfântul Apostol Pavel faptul că va fi închis de către evrei și apoi că va pătimi pentru credință până la capăt, lucru care s-a și întâmplat. Iar Sfântul Apostol Ruf a fost episcop de Teba în Grecia. Este unul dintre sfinții care au propovăduit și au continuat prin urmare să vestească credința creștină grecilor din sudul țării acesteia. Iar pe 9 aprilie prăznuim pe un sfânt cu nume mai puțin cunoscut, și anume Sfântul Eupsihie. Dacă mai devreme am vorbit de Sfântul Eutihie al Constantinopolului, iată că acum prăznuim pe Sfântul Eupsihie, care era nobil din Cezarea Capadociei, din localitatea Sfântului Vasile cel Mare. A fost căsătorit la rândul lui cu o tânără nobilă și chiar când se desfășura nunta, trecea un alai mare de idolatrii, de oameni care se închinau la idoli, și atunci Sfântul Eupsihie împreună cu o parte din nuntași, cu fratele de ginere, cum am spune noi astăzi, și cu băieții ceilalți, au mers în templul idolesc și au zdrobit toate statuile. Le-au făcut una cu pământul. Motiv pentru care tot acel alai, când a ajuns la templu și a văzut distrugerea, s-a înfuriat foarte tare și iată că chiar în noaptea nunții, Sfântul Eupsihie
l-a preferat pe Dumnezeu decât să-și continue viața pe pământ doar cu soția sa și au fost torturați și decapitați în anul 362 pe vremea acelui împărat dur Iulian Apostatul. Și mai prăznuim tot în această zi de 9 aprilie și pe Sfântul Cuvios Mucenic Vadim, Arhimandritul cu cei 7 ucenici ai săi, care au viețuit în Persia, în Iranul de astăzi, și care își duceau rânduiala frumos în mănăstire, iar în momentul în care au fost depistați, mănăstirile se construiau cât se puteau de departe de comunități, dar cei răi caută cu lumânarea să facă lucrarea lor cea nepotrivită. Așa că au fost și ei depistați acolo, au fost chinjuiți și chiar au fost închiși pentru credință. Mai mult decât atât, alături de ei au fost închis pentru credință și un nobil, un om care avea multă avere. Și după ce a văzut chinurile celor care erau închiși împreună cu el, acela s-a speriat și a hotărât să facă tot ce îi va spune împăratul. Și împăratul i-a spus să-l omoare cu sabia pe Vadim, pe Sfântul Vadim Arhimandritul. Și deși a ezitat, totuși acela n-a ascultat de cuvintele Sfântului Vadim, care i-au adus aminte de importanța credinței cele creștine și i-au spus: nu mă interesează că o să fiu omorât pentru credință. Îmi pare rău că o să fiu omorât de tine, cel care ești de aceeași credință cu mine și care te lepezi de Dumnezeu pentru a mai trăi un pic pe acest pământ. Și cu toate că i-a spus acestea, acela n-a ascultat și l-a străpuns cu sabia pe Sfântul Cuvios Mucenic Vadim Arhimandritul și apoi a sfârșit și el în sabie datorită remușcărilor și datorită nefericirii pe care o trăia, el singur și-a luat viața ucigându-se cu sabia. Iar ucenicii Sfântului Vadim au fost lăsați după aceea liber, pentru că s-a schimbat și conducerea destul de curând și s-au întors la mănăstirea lor, ducând cu ei și moaștele Sfântului Cuvios Vadim Arhimandritul. Suntem prin urmare bucuroși să vedem cât de mult ne iubește Dumnezeu și cât de mare putere dă Sfinților Săi. Tuturor celor credincioși Dumnezeu le dă foarte multă putere. Și noi să cerem această putere de la Dumnezeu, indiferent de cât de credincioși suntem, pentru ca să ajungem credincioși întru totul și să avem posibilitatea să trecem peste orice încercări ale vieții. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne ajute să pășim în continuare spre Sfintele Sărbători ale Patimilor și Învierii Domnului. Doamne ajută!